Un eveniment extrem de important a avut loc astăzi la Palatul Culturii Teodor Costescu. Membrii Partidului Social-Democrat din Mehedinți au dezbătut un subiect extrem de important pentru comunitate și anume pachetul legislativ pentru creșterea natalității propus de Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea. Acum 20-25 de ani se nășteau între 500 și 600 de mii de copii în România. Așadar, avem o scădere de natalitate foarte importantă, iar măsurile guvernamentale trebuie să vină în sprijinul familiilor care doresc să aibă copii, dar din motive financiare de cele mai multe ori amână acest moment. Programul nostru, care se referă la cuplurile infertile, cel prin care decontăm 3.000 de euro pentru fertilizare in vitro, funcționează deja, a fost lansat la finalul anului trecut. Ministerul Familiei și Egalității de Șanse a pregătit un set de 10 propuneri legislative pentru susținerea familiilor și pentru creșterea natalității. Astfel, astăzi au fost dezbătute aceste propuneri de către membrii Partidului Social-Democrat din Mehedinți, cât și de simpatizanții acestuia, prezența feminină fiind într-un număr mare, deoarece acestea sunt principalele beneficiare ale măsurilor. Tania Lăin, reprezentanta a PSD Mehedinți, a fost de fiecare dată alături de comunitatea pe care o reprezintă, iar acum mai cu seamă la un subiect atât de important pentru mame cât și pentru copiii și tinerii din țara noastră. De asemenea, aceasta a prezentat importanța acestui pachet legislativ pentru creșterea natalității. Proiectul de propuneri legislative al doamnei ministru Gabriela Firea, acela care se referă la creșterea natalității și susținerea familiilor cu mulți copii și a părinților care lucrează. Încă de la început vreau să spun că această formare a Ministerului Familiei s-a dovedit a fi o utilitate extrem de importantă pentru România. Știm că viața este din ce în ce mai dificilă în ziua de astăzi. Tinerii aleg mai greu să-și formeze o familie sau să facă un copil și atunci au nevoie de sprijin. Din acest punct de vedere, Ministerul Familiei, în colaborare cu Ministerul de Finanțe, lucrează la o serie de proiecte și programe pentru creșterea natalității și susținerea tinerelor familii. Este o prioritate pentru Partidul Social Democrat creșterea natalității, deoarece știm cu toții că ne confruntăm cu o scădere masivă din punct de vedere demografic. Președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a subliniat principalele cauze ale scăderii natalității, susținând faptul că acestea ar putea fi corectate prin intermediul acestui pachet de măsuri pentru creșterea natalității. De asemenea, sunt realizate numeroase proiecte menite să vină în sprijin, cum ar fi reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea mai multor unități spitalicești de pe raza județului nostru. Cauzele scăderii natalității sunt multe, dar două sunt foarte, foarte importante și cel puțin una poate fi corectată, să zicem, prin acest pachet legislativ propus de către doamna ministru. Prima cauză este aceea că, din păcate, de vreo 20 de ani, chiar dinainte de a intra în Uniunea Europeană, foarte mulți tineri au plecat afară. Și evident că acei tineri și-au întemeiat familii, au copii în străinătate care sunt cetățeni ai altor țări și, din păcate, unii chiar nu mai învață limba română. Pe partea cealaltă, cei care au rămas în țară se confruntă cu diverse probleme, printre care și lipsa locurilor de muncă sau poate locuri de muncă care nu sunt atât de bine plătite, dar în același timp sunt mulți tineri care nu se grăbesc să-și întemeieze o familie și să aibă un copil 2-3, pentru că se gândesc pe de o parte și la aceste probleme financiare, pe de altă parte se gândesc și la faptul că trebuie să acorde prioritate găsirea unui loc de muncă cât mai bine plătit, să acorde prioritate continuării studiilor, astfel încât pune pe primul plan, să spunem așa, cariera în detrimentul unui copil sau a mai multor copii. Tocmai de aceea, la nivel de Minister al Familiei, doamna ministru a gândit aceste măsuri care vin să încurajeze întemeierea de familii, care vin să creeze niște facilități fiscale până la urmă, pentru că majoritatea sunt facilități fiscale pe care statul român este dator să le acorde tinerilor, pentru că în condițiile în care
tinerii o duc bine și societatea noastră are un viitor mai bun. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin și prim-vicepreședintele PSD Mehedinți Marius Creciu susține faptul că migrația masivă a tineretului a influențat scăderea natalității. Iar acest pachet este unul generos menit să vină în sprijinul lor. De asemenea, de-a lungul timpului au fost implementate foarte multe proiecte, au fost reabilitate școli, au fost construite noi creșe și grădinițe în municipiul nostru, totul pentru a veni în sprijinul cetățenilor. E un demers generos, dar firav față de lucrurile importante pe care ar trebui să le avem în țară. Ne implicăm și noi la nivel de autorități locale, atât cât ne permit banii, pentru că aici vorbim de bani în cel mai pur mod. Banii sunt cei mai importanti. Aceste demersuri ajută, dar nu rezolvă fondul problemei, așa cum spunea și domnul președinte, așa cum vă spun și eu, posibilitatea de a-i convinge pe români, cei care au posibilități, să facă mai mulți copii. Dar plecăm la drum, într-adevăr, e important să venim și noi cu idei, pentru că cel puțin la nivel de autorități suntem toată ziua pe străzi, vorbim cu oamenii, știm ce se întâmplă, știm care sunt lucrurile importante pe care oamenii le au în momentul în care doresc să-și întemeze o familie, e și cariera. Din ce în ce mai mulți tineri aleg să cariera în detrimentul familiei, problemele sunt multiple. Dar plecăm de undeva. Ceea ce este foarte important este că cineva s-a gândit și doamna Firea este un om bătăios, un om cu personalitate, ajutată de noi, ajutată de toți cei care mai au un gând bun pentru țara asta, poate mărim puțin zona asta de natalitate. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu a apreciat faptul că autoritățile locale vin în completarea acestui pachet prin crearea de creșe, grădinițe, astfel încât cetățenii să aibă siguranța că viitorul copiilor va fi asigurat. Viața copiilor și viitorul este mai important ca orice culoare politică. Eu sunt însă extrem de încântat că astăzi avem în sală reprezentanța ai Direcției de Sănătate Publică, ai Spitalului Județean, ai unităților de învățământ, ai inspectoratului școlar, ceea ce arată că există interes pentru acest lucru. De ce? Pentru că astăzi părinții, de fapt, ca să încep altfel, știți că inițiative privind creșterea demografică în România au fost multe, de la a acorda niște bani mamelor cu mai mulți copii, unele inițiative pornite chiar din Mehedinți, la nivel național. Altele sunt în vigoare și astăzi, pentru că mamele cu mai mulți copii au anumite facilități, scutiri de impozite și așa mai departe. Nu mai e suficient. Evident, părinții, societatea evoluează, cum spunea și domnul primar, părinții se gândesc mai mult la viitorul copiilor lor. Și pentru asta e nevoie, în primul rând, de ce? De o asistență medicală bună, satisfăcătoare cel puțin, în care să știe că un copil crește în siguranță, crește sănătos și evident de un sistem educațional care să creeze performanțe și care să-i asigure un viitor acelui copil. Avem un oraș frumos, avem un oraș bine gospodărit, avem un oraș în care edilii cu modestie nu spun că fac grădinițe noi, creșe, că reabilitează. Sunt și acum programe de reabilitare și în următorii 2-3 ani cu fonduri suficiente. Asta înseamnă, fac parte din eforturile pe care autoritățile locale le fac în completarea acestui pachet. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirila a venit cu un amendament la punctul 8 din cadrul pachetului legislativ pentru creșterea natalității. Acela ca în voucherul pentru tratamentele stomatologice să fie incluse și tratamente oftalmologice și de nutriție pentru copii, deoarece obezitatea infantilă a crescut simțitor în ultimii ani. Totodată, prioritizarea tinerilor în câmpul muncii iar face pe aceștia să rămână în țară. Un amendament la unul din punctele pe care le propune doamna Firea, cred că la punctul 8, aici unde se propune un voucher pentru tratamente stomatologice la copii, haideți să facem, părerea mea acum propun, să fie, nu, stomatologice, oftalmologice și de ce nu de nutriție, fiindcă știm cu toții că în ultima perioadă, în ultimii mulți ani, obezitatea infantilă se regăsește la tinerii, copiii din ziua de astăzi. Și de ce să nu putem să folosim aceste vouchere de 1.500 de lei, dacă nu greșesc,
să putem să ne verificăm și ochii sau să mergem la un nutriționist care să ne indice ce ar trebui să mâncăm, să ne învețe mai mult să mâncăm ce, cu ce să hrănim copiii. Poate o astfel de idee o putem integra, având în vedere că avem aici și pe primii doi oameni responsabili pe legile învățământului din județul nostru, poate ar trebui chiar să ducem mai departe o inițiativă de genul acesta, să punem ca și o materie care să o predea, nu știu, un profesor, un învățător, astfel încât noi să învățăm să mâncăm mai bine, să ne educăm copiii, să nu devină obezi, fiindcă așa cum știm, de la obezitate, de la mâncarea nepotrivită, să nu folosim alte cuvinte, ajungem la spital la doamna Eli Bololoi și vom fi tratați. Și atunci toate lucrurile astea intră într-un cerc vicios și dacă tratăm lucrurile, sau mai bine spus, dacă le prevenim, cred că este mult mai bine decât să ajungem la spital să le tratăm. Alin Isuf, prefectul județului Mehedinț, este convins că acest pachet de măsuri este unul complex, fiind important deoarece în România natalitatea este scăzută, iar impactul va fi unul pozitiv. Este un subiect important, pot să spun, de cea mai mare importanță la nivelul statului român și mă bucur că Partidul Social Democrat a avut această inițiativă de a pune pe tapetul țării această problematică. Prin doamna ministru al familiei Gabriela Firea, implicit prin Guvernul României, sunt convins că acest pachet de măsuri, înțeleg că este vorba de 10 măsuri, dintre care una prima care a prezentat-o doamna ministru deja este operabilă, este în derulare. Sunt convins că în cel mai scurt timp o să ajungă pe masa Guvernului României și după aceea în Parlament și vor putea fi aplicate în perioada următoare. De ce este important acest subiect al creșterii natalității? Pentru că, așa cum știți fiecare dintre dumneavoastră, natalitatea este o proporție care se referă la numărul de nașteri într-un an raportat la populația existentă. Din păcate, de prin anul 1989 și până în prezent, de la an la an, acest procent a scăzut. Și așa cum s-a spus în acest clip al doamnei ministru, de la 600.000 sau chiar mai mult nașteri în timpul unui an, am ajuns la 150.000. Andrada Turbat a avut o propunere și anume aceea de a asigura consiliere psihologică pentru toți copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, deoarece aceștia au un psihic fragil. Consider că acești copii au un psihic destul de fragil. Din punct de vedere psihologic, oricum un copil e vulnerabil. Ori cu ambii părinți plecați, devine și mai vulnerabil. Consider că ar putea fi introdus aici inclusiv consultul psihologic. Oana Buzatu a apreciat investițiile făcute de Consiliul Județean Mehedinț prin președintele Aladin Georgescu, cum ar fi reabilitarea Spitalului Județean de Urgență, dar și cele realizate la nivel de municipiu de edilul Marius Creciu, susținând totodată că acest pachet legislativ ar putea fi completat cu un voucher pentru tratamentele copiilor cu dizabilități. Consider eu că facem multe pentru județul Mehedinț și pentru Drobeta Turnu Severin, pentru creșterea natalității. Mă refer aici la investițiile care se fac și despre care dumneavoastră știți foarte bine. Domnul președinte reabilitează Spitalul Județean și toate secțiile externe, Spitalul de la Vânjumare, o ocazie foarte bună pentru medicii tineri să vină în județul Mehedinț, să se stabilească aici și să-și facă familii și să creștem natalitatea în județul Mehedinț. La fel, domnul primar reabilitează și construiește creșe. Referindu-mă la o propunere, m-aș gândi la copiii cu dizabilități. Peste 35 de ani, femeile, din ce în ce mai multe femei, aleg să nu mai facă copii pentru că sunt de părere că ar putea avea anumite probleme, sunt copii care se nasc cu sindromul Down, copii cu autism sau copii cu probleme mai ușoare, dar care pot fi recuperați. Din păcate, sistemul de asistență socială de stat nu face față acestor copii pentru a-i sprijini, pentru a-i introduce în societate și pentru a duce o viață normală. Și atunci consider că acest pachet de sprijin ar putea fi completat cu vouchere
pentru acoperirea tratamentelor copiilor cu dizabilități. Alin Tomoescu, inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, a afirmat faptul că de ani de zile se construiește într-un ritm alert. Totodată, programul Masă Caldă în școli reprezintă un real sprijin pentru elevi, în special pentru cei din mediul rural. Avem într-adevăr foarte multe realizări în domeniul modernizării și construcției de grădinițe, creșe. De ani de zile se construiește într-un ritm alert, atât în municipiu cât și în județ. Avem 9 școli care sunt incluse în programul Masă Caldă și un număr de copii de aproximativ 1700. Este un real ajutor pentru copii din mediul rural. Foarte mulți vin și nu absentează și datorită acestui fapt. Referitor la sprijinul statului și societății în general, este unul consistent, să știți. Copiii au, începând de la grădiniță, un card de 500 de lei, dar copiii care au nevoie, bineînțeles, în situații speciale, card pentru educație de 500 de lei. Există tot felul de burse, iar cuantumul lor s-a mărit constant. Eli Bololoi a venit cu propunerea unui program național pentru depistarea și tratarea infertilității. M-am gândit că ar fi benefic un program național pentru diagnosticul infertilității, dar să fie program național, să fie bine bugetat, pentru că se constată că dacă noi din timp nu diagnosticăm infertilitatea, după aceea este greu de tratat. Dar nu numai diagnostic și tratament, este foarte, foarte important. Măsurile guvernamentale pregătite de Ministerul Familiei și Egalității de Șanse vin în sprijinul familiilor care își doresc să aibă copii, dar care amână acest moment de cele mai multe ori din motive financiare. În plus, programul adresat cuplurilor infertile, prin care Ministerul Familiei și Egalității de Șanse decontează câte 3.000 de euro pentru tratamentele și procedurile de fertilizare in vitro, a fost lansat la finalul anului trecut, iar de atunci au fost depuse peste 12.000 de solicitări care sunt deja în curs de procesare. În urma dezbaterii au reieșit propuneri importante care pot fi introduse în pachetul legislativ, acestea urmând să fie transmise Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și conducerii Partidului Social Democrat.